Ceaiul negru băut zilnic scade substanțial riscul de deces. Sunt necesare două căni potrivit celui mai recent studiu. Conform știrile protv.ro, două sau mai multe căni de ceai negru băute zilnic pot ajuta la prevenirea problemelor de sănătate, precum bolile de inimă și accidentul vascular cerebral. Mai mult, compuși vegetali din ceai vă pot îmbunătăți sănătatea chiar și dacă adăugați lapte și zahăr. Au descoperit cercetătorii care au realizat studiul potrivit Business Insider. Studiul care demonstrează beneficiile ceaiului negru consumat zilnic a fost publicat pe 29 august. Cercetătorii de la National Institute of Health au analizat date de la aproape 500.000 de rezidenți din Marea Britanie cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani pentru a compara obiceiurile legate de ceai, uratele mortalității din toate cauzele. Ei au descoperit că persoanele care au băut cel puțin două căni de ceai negru pe zi au avut riscuri de deces mai puține, cu 9 sau chiar 13% mai puține șanse de a muri, față de persoanele care nu au băut ceai. Observațiile s-au derulat timp de 11 ani, iar consumul mai mare de ceai a fost de asemenea asociat cu un risc mai mic de bol de inimă sau accident vascular cerebral, arată sursa citată. Cercetătorii au descoperit de asemenea, că temperatura ceaiului părea să nu conteze, spre deosebire de preocupările anterioare cu privire la băuturile foarte fierbinți legate de unele tipuri de cancer. Cercetările anterioare care leagă ceaiul de beneficiile pentru sănătate s-au concentrat pe ceaiul verde, însă ceaiul negru este consumat regulat, zilnic, în Marea Britanie. Cercetătorii au emis ipoteza că beneficiile consumului de ceai sunt legate de substanțele chimice din plantă numite polifenol și flavonoide, care pot ajuta la reducerea inflamației. Un tip specific de polifenol, numiți catechine, au un efect antioxidant în interiorul corpului, reducând stresul asupra celulelor și contribuind la reducerea riscului de îmbolnăvire. Ceaiul verde este la fel de sănătos și bogat în polifenoli. Diferența este că ceaiul negru este preparat prin expunerea frunzelor de ceai la oxigen, rând culoarea și profilul de aromă mai închis, relatează știile protv.ro.